Dezastrele care îi lovesc pe greci se țin lanț după incendiile devastatoare. Acum au venit inundațiile. O uriașă furtună a lovit centrul și vestul Greciei și a provocat deja situații catastrofale. Un bărbat a murit după ce peste el a căzut un zid, iar altul este dispărut după ce a fost luat de o viitură cu tot cu mașină. În orașul Port Volos, străzile au fost acoperite de ape, iar autoritățile au impus restricții pe multe drumuri impracticabile. Primarul furios a ieșit în oraș ca să-i certe pe cei care nu au rămas acasă. Furtuna s-a bătut de ieri asupra Greciei, însoțită de ploi record care au afectat mai mult marile orașe, inclusiv Atena și Salonic. Oamenii au primit alerte pe telefon să rămână în case, iar observatorul din Atena a înregistrat aseară peste 7000 de fulgere.